Această zi este marcată în calendarul ortodox cu cruce neagră, semnificând o sărbătoare importantă în care credincioșii sunt chemați la rugăciune și reculegere. Sfinții Serghie și Vah sunt cunoscuți pentru mărturisirea credinței în fața persecuțiilor păgâne, devenind modele de curaj și dăruire pentru creștinătate. Sfinții mucenici Serghie și Vah au trăit în timpul domniei împăratului Maximian, între anii 286 și 305. Primicer, cei doi sfinți erau creștini, așa că au ales să-și ascundă credința, deoarece știau cât de mare este ura împăratului pentru cei care credeau în Hristos. Într-o zi, mai mulți slujbași au spus Augustului despre adevărata lor credință. Atunci, sfinții mucenici Serghie și Vah au recunoscut credința sa, iar împăratul le-a poruncit să se închine idolilor, să le aducă jertfă și să mănânce din cele jertfite în timpul unei mari ceremonii închinate zeilor protectori ai Romei. Cei doi au refuzat zicând că au deja un Dumnezeu în cer, adevărat și viu și doar lui se vor închina. Împăratul s-a enervat și au poruncit să le fie luate semnele nobiliare, să fie îmbrăcați în haine femeiești și să li se pună pe umeri cercuri de fier, apoi plimbați pe străzile cetății pentru a fi batjocoriți. Au îndurat multe suferințe și chinuri, dar nu au renunțat la credința lor. Sfântul Vah a trecut la cele veșnice după ce a fost bătut crunt. Sfântul Serghie a fost decapitat, primind astfel cununa muceniciei, pe data de 7 octombrie. Relatează România TV.net.